de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni, de 1 aprilie, anul de grație 2021. Să știți că noi aici nu încercăm să păcălim astăzi pe nimeni. Vreau doar să vă anunț că orice imagine din biroul de primului ministru al României astăzi, să știți că poate fi considerată o păcăleală, pentru că s-ar putea să apară imagini cu șampanie, țigări și alte chestii, cu mască sau fără mască. Pentru că, oameni buni, astăzi domnul Florin Câțu, Florin Vasile Câțu, sărbătorește ziua de naștere. Semn că în istoria asta a poporului român se mai întâmplă din când în când și lucruri cu semnificație de 1 aprilie. Acestea fiind spuse, vă anunț că e joi, vă anunț că a apărut mesagerul de neamț, vă anunț că în studio este domnul doctor Liviu Harbuz. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa apare odată cu mesagerul. Odată cu mesagerul, astăzi și de 1 aprilie. Da, să-i spunem la mulți ani, domnule Câțu, cu ocazia împlinirii vârstei frumoase. Eu nu spun niciunui politician la mulți ani. Nu, m-am, îi spunem la mulți m-am ani în viața, la, în viața privată. M-am lecuit, am spus la câțiva la mulți ani. Și s-a interpretat. Și nu s-a interpretat, s-a întâmplat. S-a întâmplat cu executare, cu suspendare, nu mai contează, dar s-a întâmplat. De aceea nu, am hotărât pe liceu, nu le mai spun la mulți ani, le spun o viață lungă, potrivit condițiilor create pentru români. Da, e o urare foarte bună să li se întâmple ce ne se întâmplă nouă. Exact, exact. Domnul doctor, mesagerul de astăzi are 3 pagini de reportaj din spitalul COVID Piatra Neamț. Nu se mai cheamă spitalul județean, se cheamă spitalul COVID Piatra Neamț. Și nu vă citesc decât 3 rânduri, 5. Dacă pereții spitalului din Piatra Neamț ar fi transparenți, oamenii sănătoși de pe stradă ar putea vedea un bărbat de 31 de ani, primul pe stânga, într-un salon de la UPU, inert, intubat, cu capul lăsat într-o parte. Vis-a-vis un bărbat de trecut de prima tinerețe, intubat și el. Singura conștientă, o femeie cu mască de oxigen pe patul de lângă fereastră. Ridică încet mâna, salut. Geamul din mijloc e deschis, iar în salon este un dispozitiv care arată permanent concentrația de oxigen, adică spaima de un nou incendiu. Prin salon se pervindă asistente, medici și infirmieri, toți echipați la fel și cu ochii în fundul capului de oboseală. Dacă pereții spitalului ar fi transparență, oamenii ar putea vedea și secția de reanimare, cea organizată după incendiu în 3 saloane, în care meciul de între viață și moarte se joacă 24 de ore din 24. Uneori învinge moartea, alteori triumfă viața. Și reportajul continuă așa, 2 colege de la Mesagerul au avut curajul până la urmă să meargă în spital echipate, cu însoțite de oameni din spital, pentru a arăta oamenilor ce se întâmplă acolo. Vreau să vă spun doar atât că în acest moment spitalul din Piatra Neamț este la limită de ocupare, la fel și la Bălțătești, Bisericani, din câte știu. Aș porni de aici. Avem un spital ocupat, drame acolo, mult eroism în unele cazuri, mai este și câte un pic de nesimțire în alte cazuri. Pe de altă parte, am avut 2 încercări de manifestație în centrul orașului. Prima zi, cum a fost, a doua zi, una manelizată puternic. E 1 aprilie. Da. Din păcate, să nu corelăm cu 1 aprilie, pentru că, din păcate, e o realitate cruntă și nu e o păcăleală. Cred că aceste manifestări sunt legitimate din anumite puncte de vedere, pentru că oamenii, unii dintre ei, au trăit sub o presiune psihică foarte mare, alții au rămas fără locuri de muncă, alții sunt disperați că nu au cu cine a lăsa copiii acasă, dar în același timp avem și manifestații ba de bigotism, ba de
Dispreț total pentru ceea ce înseamnă reguli sociale, adică oameni care luptă cu sistemul. Ok, putem înțelege și acest lucru. Oameni antisistem există în toată lumea. Aduceți-vă aminte că în aprilie, anul trecut, noi aici la dumneavoastră în studio vorbeam despre niște etape prin care vom trece. Și vorbeam atunci despre pandemie, vorbeam despre criza sanitară, care iată se repetă pentru că ea vine în valuri. Vorbeam despre criza economică și la un moment dat vorbeam despre încercările de mișcări anarhice și despre anarhie. Ca să terminăm într-o notă cât se poate de negativă, distopia, adică un fel de sfârșitul lumii. Cred că cu toții suntem responsabili de acest lucru. Nu putem nega totuși realitățile. Nu putem nega, nu mai suport să aud, că nu există acest virus. Există. Există pandemia, că ea a fost din laborator, că vine de la lilieci. De unde vine? Până ne interesează efectele efectele unui fenomen care există, care e o realitate, care este certificat științific. Pe noi ne interesează cum rezolvăm problemele astea, adică să venim cu soluții. Apropo de mișcările de stradă, mișcările de stradă au fost în toată lumea, mai mari sau mai mici. Să nu uităm Black Lives Matter, aduceți-vă aminte ce a fost în Statele Unite. Și aceste mișcări nu numai că s-au propagat, dar au produs niște efecte, aș putea spune, aberante, prin care am dărâmat statui, încercăm să schimbăm cursul istoriei, încercăm, mai nu am auzit că nu se mai, la Oxford, nu se mai promovează Bach și Beethoven, pentru că ei au fost niște albi și au compus muzică cu tentă colonială. Și au fost probabil strămoșii nemților care au făcut niște lucruri, da? Da. Și promovăm cântăreți de muzică pop, ok. Până la urmă pot să înțeleg evoluția omenirii, dar s-au produs și se produc în acest moment niște schimbări irreversibile. Tot la dumneavoastră în studio, aduceți-vă aminte, vorbeam despre faptul că Big Tech-ul, adică marele corporații IT, că noile tehnologii vor schimba comportamentul uman irreversibil. Și aici mă refer la munca de acasă, aici mă refer la educație de la distanță, educație online, care înseamnă până la urmă depersonalizarea și chiar dezumanizarea copiilor, pentru că avem nevoie de copii în școli, avem nevoie de emoția copiilor în școli, ei au nevoie de socializare, ei au nevoie de un sistem de educație care să-i facă mai solidari. Mă întorc la demonstrațiile de stradă. Oribil este că în aceste situații în care oameni nemulțumiți se manifestă democratic, în măsura în care se manifestă democratic, pentru că avem și abateri de la democrație cu excese, cu violență, cu distrugeri de bunuri. Eu nu pot să accept așa ceva niciodată, indiferent cât de nemulțumit aș fi. Înțeleg lupta antisistem, ok, există foarte mulți activiști în lumea antisistem, este un curent. Dar atunci când plătești tu ca partid politic, partide politice care au plătit oameni care să iasă în stradă și am văzut la București, înțeleg că s-a întâmplat și la Piatra Neamț. Eu întreb doar atât, vă întreb o secundă. Cum se merge la asemenea proteste din zone foarte sărace ale orașului cu taxiul? Oameni care n-ar ieși de acolo pentru că evidențe și probe suplimentare care confirmă ceea ce spuneam. Exact. De asta. Bun, n-am fost în Piatra Neamț, eu am auzit, eu am văzut în București, cunoscând oameni din galeriile cluburilor,
care ei au spus, da, domnule, am fost plătiți și în stradă. Dar dincolo nu putem generaliza. Dincolo de toate lucrurile astea. Acolo sunt oameni care au nemulțumiri și, repet, fiecare cu frustrările și cu nemulțumirile lui pe diverse zone, pe diverse emoții. Dar să folosești politic în aceste momente în care, în mod normal, noi ar trebui să fim solidari unii cu alții, să avem un singur scop. Pentru că, dincolo de faptul că vorbim despre vieți omenești, citeați despre ce se întâmplă, este incredibil. Manifestanții intră în curtea spitalului și strigă asasinii cui? Doctorilor? Păi parcă erau eroi în halate albe. Acum sunt asasini? Sau cazul de la Constanța, știți, pe tânărul care a ieșit pe geam și a zis, tata a murit acum 2 zile de COVID și cei din stradă l-au fluierat și l-au huiduit. La ce am ajuns? Falia asta socială pe care unii o alimentează, fie prin retorică, fie prin mecanisme financiare despre care vorbeam, prin care oamenii sunt încurajați să iasă în stradă doar ca să fie la număr. Și aici este o prostie. Auzeam, n-au ieșit decât 100 sau n-au ieșit decât 50. Nici nu contează. Aici vorbim despre percepție, despre percepție publică, despre ceea ce se transmite, ceea ce transmit acești oameni. Pentru că la fel de bine putem spune, păi da, dar puțini au ieșit și la alegeri, deci nu sunt reprezentativi cei care ne conduc. Bă, au fost unii aleși, ne place, nu ne place, asta e. În mod normal ar trebui să existe solidaritate, mai ales în zona politică, pentru decizii ferme. Pentru că, până la urmă, o parte din persoanele nemulțumite, din cetățenii nemulțumiți, sunt motivați și de măsurile aberante ale administrației și ale guvernului. Pentru că guvernul nu reușește să explice de ce aceste măsuri. Normal că par aberante, dacă o luăm așa într-o cronologie a faptelor firească. Păi eu ies la 6 de la muncă și la 6 s-au închis supermarketurile. N-am de unde să-mi iau apă și pâine. Nu vorbesc de celelalte cumpărături. La ora 8 trebuie să fim în casă. Eu înțeleg măsurile și sunt pentru purtarea măștii, sunt pentru măsurile de dezinfecție, sunt pentru ceea ce înseamnă densitatea populației, apropo de faptul că nu trebuie să ne, cum spun unii, să ne înghiorlăim cu toții. Dar lucrurile astea trebuie făcute cu cap și explicate foarte clar. Domnul doctor, știți că și eu am militat exact pentru aceleași lucruri. De aceea am și făcut în Mesagerul acest reportaj. Poate așa să înțeleg. Dar explicați-mi și mie, cum poate omul simplu, care se uită doar la televizor, singurul lui mijloc de informare, și vede Ministrul Sănătății fără mască. Păi aici Ministrul Muncii într-o camionetă cu un copil și cu ridicând mâinile la victorie, înghesuiți acolo, fără mască. Și tu vii și îmi spui, închidem magazinul la ora 6, nu puteți merge la un meci de fotbal cu distanță, dar vă puteți aduna fără autorizație să faceți meeting în centrul orașului. Da, este, bineînțeles, o greșeală pe care, din păcate, o fac politicienii, unii politicieni din România, nu chiar toți. Ei nu înțeleg că ei sunt repere sociale. Ei nu înțeleg că nu poți să ai o retorică și în manifestarea ta zi cu zi să faci altceva decât ce ai spus. Pentru că atunci ce credibilitate mai are? Și de aici pleacă marea problemă. Lipsa credibilității autorității. Ce-i problema? Lipsa încrederii în sistem. Un sistem care nu-ți oferă măsuri coerente și argumentate științific. Uitați-vă că, de exemplu, la Barcelona s-a organizat concert cu 5.000 de oameni, cu dovada vaccinării au intrat 5.000 de oameni. Gândiți-vă, eu mereu mă gândesc, desigur, în primul rând, la partea de sănătate. Mă gândesc la ceea ce înseamnă măsuri pentru salvarea vieților. Dar în același timp și criza economică omoară oameni. Trebuie să ne gândim cum să prevenim și cum să rezolvăm problemele pe care le avem.
să ne gândim la sistemul Horeca. Am vorbit cu prietenii și foștii mei vecini din Austria, unde eu am avut o pensiune, și am întrebat, bă, cum ați trăit că anul ăsta a fost închis, sezonul de schi, cum supraviețuiți? A zice, bă, suntem bine pentru că statul ne-a ajutat și ne-a ajutat real. Și vreau să vă spun că... Cum i-a ajutat, domnule? Deci au fost subvenționate, au avut mai mulți piloni de suport pentru Horeca. În primul rând, pentru cheltuielile curente, pentru utilități, au fost sprijiniți. Au primit bani. Adică lumină, gaz. Lumină, gaz. Ba mai mult au venit și au oferit sprijin, de exemplu, companiilor care spălau lenjeriile din hoteluri. Micilor producători care adică nu, furnizau, nu numai furnizorii direct, de servicii furnizorii și de produse servicii pentru... către Horeca. Deci pe lanțul scurt, pe lanțul integrat, au oferit sprijin. Au venit și cu sprijin, dacă vă puteți închipui. De exemplu, dacă într-un oraș există o companie care oferă energie. Exact, eu vorbesc de orașul în care am stat eu, de Malniț. Deci, în acel oraș, componenta turistică reprezintă 90% din economie. Pentru că acolo toate casele sunt pensiuni, sunt hoteluri. Compania care furnizează energie, dacă a avut pierderi și a avut mai mari de 40%, a primit și ea sprijin. Deci nu au sprijinit doar angajații. Și angajații. Uitați-vă ce se întâmplă în Franța. Știți că de astăzi este lockdown, Franța este închisă complet, da, complet. Gândiți-vă că s-au gândit și la, să cheamă, șomaj parțial pentru părinții care pot intra în șomaj ca să poată avea grijă de copii, pentru că copiii nu merg la școală. Adică lucrurile sunt analizate, au o bază științifică. De exemplu, vorbeam de Austria. Păi băieții aia toți își declară veniturile, da, pe turism. În România, pentru că s-au luat perioade de referință, la noi statul a încercat să ia perioadă de referință anul 2020, care a fost un an de criză cu pierderi mari, pe când austriecii au venit și au luat an de referință 2019. Care era un an care bun. Era bun, rău, da. Era un an normal. Nu eram în război, nu eram în pandemie. Și atunci ajutoarele chiar au acoperit pierderile foarte mari. În același timp, austriecii au venit și au spus plafonăm sprijinul. Nu primește chiar oricine. Primesc micii, cei mici și mijlocii din Horeca. Nu primesc marile lanțuri. Au plafonat la 800 de mii pentru maxim pentru o companie. Deci sunt lucruri care au fost decise în urma unor analize, unor studii. Pentru că avem nevoie de asta. Dar în același timp nu pot să accept ca cineva să-mi spună mie eu nu vreau să port mască. Nu există așa ceva. Avem lege. Deci e lege că toată lumea trebuie să poarte mască. Uitați-vă ce amenzi sunt în Anglia, în Franța, în Austria, în Germania. O să aud, da, și acolo ies oameni în stradă. Dar o să râdeți, majoritatea au măști care ies în stradă. Pentru că, până la urmă, ne plângem că ne e rău, avem efecte dezastroase economice, dar noi ce venim? Venim să accentuăm prin deciziile pe care le luăm, prin manifestările noastre, prin încurajarea și manipularea, atât în online cât și în offline. Adică nu poți să spui, domnule, eu nu cred în vaccin, nu vreau să mă vaccinez. Studiile și medicii spun în zilele astea că vom avea o problemă, deci în luna aprilie, în a doua parte a lunii aprilie, vor intra în țară undeva la 1 milion de vaccinuri. Iar pe platforme sunt înregistrați doar 700 și ceva de mii. Deci refuzul de a te vaccina, refuzul de a purta mască este criminal. De fapt, ei sunt asasini, cei care fac acest lucru. Și efectele se vor simți în timp. Pentru că veți vedea, oricât am ieșit noi în stradă, și noi am mai vorbit despre asta,
Noile reguli, noua ordine mondială nu se face nici la Piatra Neamț, nici la București, nu se face în România. Se face unde s-o face, dar cert este că nu vom schimba noi lucrurile ieșind în stradă și refuzând să purtăm mască sau să ne vaccinăm. Da, dar vedeți că dacă ne uităm la ce se întâmplă în stradă, încet, încet, toate aceste mișcări trec de la planul COVID spre planul politic. Absolut. Trec spre planul politic. Aici este vorba de a-i conștientiza pe oameni că sunt manipulați. Foarte mulți, în suferința și problemele lor, repet, de altfel justificate, sunt manipulați. Iar această manipulare nu va ajuta pe nimeni. Și am să vă spun de ce. Mă întorc acum un an de zile, vorbeam despre anarhie. Cum începe anarhia? Așa cum a început la noi. Printr-o mișcare de stradă, legitimă sau nelegitimă, care la un moment dat scapă de sub control, pentru că niciodată niciun partid politic nu va putea controla, și istoria ne-a arătat și trebuie să învățăm din istorie, niciun partid nu va putea controla masă care manifestă într-o anarhie totală. Tot aici vorbeam, aduceți-vă aminte, despre venitul universal, care iacătă începe să fie pe buzele tuturor miniștrilor de finanțe și din Europa și din Statele Unite, din ce în ce mai des. Acest venit universal ne va transforma în niște decerebra. Vom sta acasă și vom primi un venit. Unii vor fi mulțumiți cu asta. Dar nu ăsta este viitorul. Dacă vrem într-adevăr să luptăm cu sisteme, cu ordini mondiale care nu ne convin, păi, vă dau un exemplu. Să ai cu ce lupta. Prin atitudine, prin cea soluții pe care le găsim. Eu mă uitam pe stradă să strica, nu vrem 5G. Păi eu când aud că nu vor 5G, dar ei sunt în continuu cu telefonul. Și vrem intimitate. Dar ei își pun și chiloții și ce au mâncat și copiii dezbrăcați pe Facebook. Păi când, ce vrei de fapt până la urmă? Vrei într-adevăr să lupți cu un sistem? Sau tu din interiorul sistemului te faci că lupți și faci mai mult rău? Asta se întâmplă. Adică nu vrei 5G, dar vrei beneficiile. Dar vrei beneficiile de la 5G. Haideți să nu fim copii. Implementarea noilor tehnologii, ne place, nu ne place, se vor face. Uitați-vă cine sunt 4 miliardari ai lumii. Cine? Bezos de la Amazon, Bill Gates, Elon Musk. Adică despre ce vorbim? Adică nu putem să negăm realitățile cu care ne confruntăm. Dar fiecare trebuie să ne gândim în fața oglinzii cu ce pot eu participa ca viața mea, care este într-un cadru general, că nu putem noi schimba lumea, să fie mai bună. Punctual. Și cred că pentru asta ar trebui să ne gândim și, repet, poate că sună așa, trebuie să fim solidari. Pentru că în momentul de față, uitați-vă, e un război român contra români, sunt două tabere și, repet, această situație este speculată de multe ori politic, ceea ce e o mizerie. Trebuie să ne gândim cum să ne rezolvăm problemele. La nivel local. La nivel local, uite, noi aici, la Piatra Neamț, avem probleme, unele banale, alte complexe. Avem o primărie îndatorată până în 2027. Avem nevoie de măsuri rapide, avem nevoie, nu știu, eu sunt obsedat de povestea de noi, avem nevoie de un oraș curat. În sfârșit, sper, după discuțiile pe care le-am avut în primărie și discuțiile pe care le-am avut cu colegii consilieri, dar în mod special cu primarul, sper să-i văd și eu pe cei de la asistență socială, care zile trecute ziceați că mergeau cu taxiul spre centru, cei de la asistență socială, că vor ieși, nu angajați în la curățenie. La curățenie. Pentru că au această obligație prin lege. Și nu mai vreau să aud că noi, mai ales la Neamț, suntem un popor de asistați sociali, o populație de asistați sociali. Ok, suntem asistați, dar trebuie să întoarcem ceva comunității care ne oferă acest ajutor social.
fără să întoarcem ceva comunității, fiecare dintre noi. Vorbim de curățenie. Păi gunoaiele astea nu vin din cer, nu vin de la marțieni. Gunoaiele astea sunt produse tot de către noi. Haideți toți să participăm, să avem un oraș curat. Chiar eu sunt de acord și am fost acuzat că gândesc ca un milițian. Trebuie, dăm telefon și îi spune, uite, l-am văzut pe vecinul acum și am făcut fotografie că a aruncat gunoi acolo. Dar nici măcar nu mai e nevoie, sunt camere de luat vederi la toate... Absolut. Bun, acum se dezvoltă, este o altă decizie a primăriei, se dezvoltă sistemul de supraveghere și monitorizare cu camere video, mai ales pe zonele de risc, acolo unde se aruncă gunoaie. Deci tot noi facem această mizerie. Hai să ne implicăm toți. Pentru că toți trăim, toți inspirăm aerul ăsta. Toți împărțim spațiile verzi. Haideți să fim... Mai mult sau mai puțin împărțim toți. Unii beneficiază de împărțire. E adevărat, nu de spațiile verzi, dar e de altfel o realitate. În orașul Piatra Neamț, primăria nu mai găsește un teren pe care ar putea să aducă un investitor, nu mai găsește o clădire, că e baia lui ăla, a cumpărat-o ăla, sau, vorbim acum despre un caz concret, situație în care primăria vrea să construiască o creșă și o grădiniță, dar o bucată din spațiu este a companiei Apa Serv. Iar compania Apa Serv... Unde primăria este acționar. Unde primăria este acționar, compania Apa Serv cere primăriei 350 de euro pe metru pătrat ca să-i vândă o bucățică de spațiu de 45 de metri. E noaptea minții. Adică tu, Apa Serv, mai ai tupeu să-mi stabilești astfel de prețuri când am cea mai scumpă apă din România. Când am o nenorocire în Piatra Neamț că mereu se oprește apa. Când am o infrastructură făcută praf la care tu nu ți-ai adus aportul niciun fel. Când tu nu ai o strategie de rezolvare pe termen scurt, mediu și lung pentru această problemă. Când tu îmi sabotezi mie proiecte europene. Deci, dar lucrurile astea trebuie să le știe cetățenii. Vreți să vă spun și aș vrea să-i văd pe cetățeni ieșind în stradă, pe aia care zic să ieșim să nu mai purtăm mască, să nu ne vaccinăm, aș vrea să-i văd pe aia că ies și pentru astfel de probleme. Eu vă întreb altceva. Cum a ajuns Apa Serv să dețină teren? Haideți să lăsăm istoria. Nu este adevărat. Da, dumneavoastră scrieți de 20 de ani s-a întâmplat ceva? Nu este adevărat. Tot ce am găsit noi când am venit, noi, noua echipă de consilieri în primărie, ce a găsit aparatul executiv al primăriei, o parte din el, pentru că o parte e părtaș la ceea ce s-a întâmplat și știau foarte bine care sunt problemele critice din primărie, toți, ce am găsit noi, totul a fost scris de către dumneavoastră, ani de zile. Pentru că eu am identificat probleme din colecția dumneavoastră. Să vă spun ceva. Jaful și minciuna în Piatra Neamț a pornit de la acel sistem criminal prin care societăți ale primăriei Piatra Neamț erau împroprietărite cu terenuri, clădiri, ca să poată să facă credite. Ca să poată să fie falimentate și după aceea să fie cumpărate pe nimic. Exact. Iar unii dintre acești mari investitori, cum le spun eu, din Piatra Neamț, acum revând primăriei cu de 10 ori preț. Exact. Asta se întâmplă. Bun. Haideți să punem stop. Știți cine a aprobat asta, domnul Harbuz? Nu știu. Consilierii locali. Consilierii locali. Spus. O parte din cei care lucrează în executiv și chiar în Consiliul Local și nu neapărat pe nume, pe persoană fizică. Mă refer și la partidă. Absolut. Pentru că au un discurs atunci când sunt în public. Au un discurs atunci când sunt chiar în Consiliu, pentru că știți că la ultima ședință eu am avut o confruntare cu Marele Gavrilescu, care a fost viceprimar al orașului Piatra Neamț și care vroia să speculeze într-un mod meschin problema din spital, problema ATI, spunând, domnule, să amânăm pentru la anul curățenia și să dăm banii și acolo. Să dăm banii la spital. În numele Consiliului. În numele Consiliului. Și, cum să spun, în condițiile în care știa că tehnic, pe tehnică legislativă, nu era nevoie de un alt HCL, de un alt proiect de HCL. Deci, declarații politice
Nici. De aceea ați reacționat, nu? Eu de-aia am reacționat și am considerat că în numele colegilor consilieri, dar se pare că unii s-au simțit jigniți, cum ar fi, nu știu, mereu ui cum îl cheamă, e un pui de avocat, așa spune că e avocat, de la PSD e, care explica că, domne, eu pe Harbuz oricum nu-l recunosc. Noi vorbeam despre un lucru, iar ei vroiau doar un discurs politic, mizerabil, ca să arate ei că de fapt e, li se rupe inima de ce se întâmplă în spital, dar propuneau să eliminăm sau să amânăm curățenia de primăvara orașului pentru altă, fără să vină cu o soluție. Deci era și o soluție simplă, să-și doneze puteau să-și doneze indemnizația pe lună fiecare până la urmă. Da, nu, nu mai discutăm. Mă întrebau, dar tu cu firmele tale de la București ce ai făcut pentru Piatra Neamț? Firmele mele de la București au dat cei 20% pe profit pentru Dăruiește Viață. Da. Deci, 20%? 20% din profit, da. Și lucrurile astea sunt la îndemâna oricui. De ce nu vin și ei să spună, bă, dau și eu, nu știu, un leu. Să 2 văd, euro. 2 euro, euro să văd că fac ceva. Gavrilescu a sărit, zice, de unde știți voi că n-am donat? Păi dacă ai donat, arată că ai donat. Haide să vedem. Lasă discursul ăsta sfărăitor, pentru că tu vrei să fii din nou viceprimar, pentru că au executat 2 viceprimari și au amânat, pentru că până la urmă tot acolo se va ajunge. Cei 2 vor fi viceprimari. Le place, nu le place. De ce? Că vrea Gavrilescu din nou să fie viceprimar și doamna, nu știu pe care nume să-l folosesc, are vreo 3. Sper să nu. Luca doamna sau Florentin. Doamna Florentin. Da. Doamna Flori de la Consiliu, care vrea să fie viceprimar și să cuvine. De ce gândesc totul doar într-o cheie politică? De ce nu vin cu soluții? Ok, hai să facem un concurs de soluții și soluțiile cele mai bune să te califice să devii viceprimar. Ok, pot să înțeleg asta. Dar să vii doar cu discursuri sfărăitoare, să vină domnul Gavrilescu acum să-mi spună că lucrurile nu merg bine când el le-a pus pe roțile alea îndoite și rupte și pe niște șine rupte și lucrurile au ajuns unde au ajuns. Adică, din păcate, mediocritatea ne conduce în continuare. Iar apropo de, că vreau să revin, țin foarte mult la povestea asta cu sistemul de sănătate. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că fără vaccinare nu au un viitor și chiar din punct de vedere economic. Gândiți-vă că Horeca se poate deschide așa cum deja există, pentru că asta spune, noi în loc acum să facem studii, să facem prevenție, să ne gândim care e pasul următor. Noi începem, nu vrem mască, nu vrem vaccin. Păi gândiți-vă că dacă aia care sunt vaccinați și personalul unui restaurant este vaccinat, nimeni nu îi mai poate opri să deschidă restaurantul și pe baza adeverinței de vaccinare o să spună că e discriminare. Da, într-un fel e discriminare, dar e una pozitivă. Haideți că sătul de discriminare de... O remarcă. Și vă mai spun ceva, că este știre de ultimă oră. CDC-ul de la, deci este centrul de diagnosticare a bolilor din Statele Unite, iar o să spuneți cu ea în engleză. Deci, nu, este centru. Da, am înțeles, da. Așa, de control a bolilor din Statele Unite. Așa. Au declarat astăzi că în urma cercetărilor s-a demonstrat că populația a fost imunizată într-o proporție de 90%. Deci o persoană după vaccinare este imunizată în proporție de 90% cu Pfizer-BioNTech. Ceea ce ne arată și că nu poate transmite. Cel mai probabil nu poate transmite. Cel mai probabil nu poate transmite. Asta sunt niște vești foarte bune. Pentru că în momentul în care ai fost vaccinat, uitați-vă ce au făcut în Israel. Sunt proști aia? Adică... Tocmai am primit niște mesaje din Israel acum, dar asta pentru o altă emisiune, că se leagă de ce discutam noi mai demult. Un domn pe care îl cunoști, pe care îl apreciez foarte mult, spune ca să fim solidari, apropo de ce spuneați dumneavoastră, ar fi trebuit să fie o comunicare unitară cu mesaje clare și din sursă sigură. Ce este acum? Ce este acum este consecința unei avalanșe de informații nefiltrate și din mai multe surse, majoritatea necredibile. Are mare dreptate. Asta este problema.
Neîncrederea vine din lipsa de comunicare lucidă și cât se poate de corectă. În momentul în care dai 10 informații pe același subiect, în care 9 sunt fake-uri, normal că nu toți au pregătirea și nu toți sunt atât de raționali încât să înțeleagă lucrurile în sensul corect. Dar avem niște realități. Noi aici ne chinuim să informăm și să educăm oamenii. Pentru că eu nu vin la dumneavoastră ca să critic sau să laud pe cineva. Vin să devoalăm, să dezbatem, să disecăm subiecte sociale care privesc viața de zi cu zi a fiecărui cetățean. Așa, la nivel de Piatra Neamț. Deși cred că mesajele noastre în emisiuni noastre au fost de multe ori chiar de la nivel internațional către nivel local. Cât am putut și cât am mai putea. Dar revenind acum la Piatra Neamț, vreau să spuneți așa, domne, haideți să fim solidari, haideți să muncim pentru piatra toți. Ok, eu sunt de acord. Problema este că această solidaritate poate veni de sus în jos, nu. De jos în sus. Solidaritatea de la politicieni să nu așteptați niciodată. Solidaritatea de la guvern să nu așteptați niciodată. Ce le cer eu măcar minim, basic, guvernanților, este să fie un bun exemplu. Să învețe și ei că ce trebuie să respecte română de rând, trebuie să respecte și ei. Pentru că până nu vor demonstra că toți suntem egali în fața legii, nu vor avea niciun fel de respect, nu vor avea credibilitate și cel mai mult nu vor avea încrederea populației în sensul în care ok, dacă autoritatea mi-a spus că trebuie să fac asta, fac asta. Pentru că e spre binele meu. Dar oamenii trebuie să identifice binele pe care ne-l dorește guvernul sau administrația publică, fie a locală, județeană sau națională. Nu știu. Eu mă gândesc la binele oamenilor din jurul nostru. Aștept să văd și eu. Să nu uit. Ați fost la ultima ședință de Consiliu Local. Normal. Eu, la un moment dat, dacă puteam, aș fi intervenit undeva de sus, așa știți, într-un difuzor, din alea, oameni buni, despre ce vorbiți acolo? Ce anume faceți voi acolo? Că noi nu înțelegem. Când spuneți proiectul 1, proiectul 2, proiectul 3... Nu, că nu, să nu exact, mai ales că astăzi este și ziua președintelui de ședință, să-i spunem la mulți ani domnului Teodorescu. Credeam că era vorba de doamna secretar. Nu, președintele de ședință. Fiecare proiect de HCL este citit titlul, iar ele sunt afișate public, apropo, de conținut. Da? Mai mult decât atât. Știți bine că în procesul de informatizare și de digitalizare, acum se lucrează pentru acel program, hai să-i spunem, pagina primăriei, care va asigura transparență totală. Problema este alta, domnul Bălănescu. Sunt consilieri care nu citesc textul HCL-ului. Ei vin în sală, grăbiți, să uită cine e șeful de grup, că au învățat și ei de la Parlament că e un șef de grup. Cum votăm la ea? Da, nu. Și am văzut situații, chiar m-a bufnit râsul, la chiar, bine, nu mai dau numele partidului, în care consilierul a votat greșit. Și ceilalți au început să râdă. Pentru că ei își iau informația doar votez da sau nu, fără să știe ce votează. Acest lucru se întâmpla și în Parlament. Cu peste 70% dintre parlamentari care nu citeau nici măcar textul propunerilor legislative. Deci, ce pretenții să aveți la populație să stea să disece, să analizeze? Da, poate cei care din zona de interes la un proiect de HCL sunt interesați, da, probabil că citesc. De-aia sunt 1%. Nimeni nu vrea să citească. Pentru că, din păcate, ne-am dezobișnuit. Decât să citească un proiect de HCL, preferă să citească cancanul despre un consilier, un, nu știu, whatever.
despre administrație. Haideți atunci să facem altceva. Eu sunt dispus. Să facem în mod regulat informare pentru fiecare. Să luăm, să discutăm. Dom'le, vine buget. Credeți-mă. Vine bugetul. Da, vine bugetul. Credeți-mă că o să vedeți că o să aveți o audiență. Nu contează. De 3%. Nu contează. Nu, pentru mine contează, pentru că asta arată care în oglindă cât își manifestă interesul. Azi de a fi 3%, informație. Mâine va fi 4%. Dacă ajungem la 10, domnul, e foarte bine. De 30 de ani vorbim despre asta. Eu de 30 de ani spun tot timpul, domnule, informează-te, citește. Și asta o spun și unor colegi de partid, chiar și de la mine, de la ProRomânia. Le spun prietenilor, citiți înainte să vorbiți. Pentru că nu fac tot felul de declarații fără să înțeleagă că în spatele acelor informații, dacă ele nu sunt corecte, te poți transforma într-un promotor de fake news. Ceea ce dăunează îngrozitor. Deci eu aștept, încă o dată vă spun, aștept să văd că se ridică cineva și spune: dom'le, cine este reprezentantul Consiliului Local la Apa Serv? Sau cine a fost? E între noi aici. Dom'le, ce se întâmplă acolo? Spuneți-ne și nouă aici, da, în Consiliu. Haideți să vedem cine este reprezentantul Consiliului la școala numărul 7. Apa Serv este un spațiu de manevră politică în lupta între Consiliul Județean și Consiliul Local. Ăsta este motivul pentru care primarul Carabela a propus și în curând o să vedeți că se va și întâmpla un dialog cu cei de la Consiliul Județean. Apropo de ceea ce înseamnă Apa Serv, apropo de spital, pentru că nu poți arunca mingea de la unul la altul, rămânând în urmă foarte multe victime ale unui sistem bolnav și politizat. Pentru că asta se întâmplă. Politizăm, creăm sinecuri, ați văzut și la nivel național, apropo de Consiliul de Administrație, deci la marile companii. Acum va ieși, este deja proiect de lege, prin care va fi limitat numărul de reprezentanți în aceste ceauri și vor fi persoane nominalizate doar pe bază de profesionalist și nu politic. Sper să o văd și pe asta. E un proiect de lege. E 1 aprilie, domnule. E 1 aprilie. Încadrați-o la 1 aprilie. Eu sper să o văd, pentru că sunt foarte multe măsuri pe care eu le-am visat de peste 10 ani. Și mi-am dorit să... Eu, la rândul meu, am fost propus când eram demnitar, am fost propus pentru un consiliu de administrație, nu mai spun unde, unde aveam o indemnizație de m-a amețit și pe mine când am văzut-o. 5.000? Că... Și nu. 10? 10. Euro? Și... Nu. 10.000 pe lună. Euro? 10.000, nu euro. 10.000 de lei pe lună. Modest acum. Da, da. Gândiți-vă că eu atunci aveam 5.000 ca și deputat sau ca secretar de stat 4.000. Bun. Cert este că am fost acolo, am văzut ce se întâmplă, am văzut că nici nu contez, pentru că e doar o sinecură și am plecat. Am refuzat să mai particip la astfel de lucruri. Exact cum am spus și la Piatra Neamț, în Consiliu. Nu vreau să fiu într-un cea, dacă se poate, niciunul. Până la urmă am ajuns la parking. Și credeți-mă că în momentul de față, primăria împreună cu conducerea de la parking își dorește o reformă și o să vedeți o reformă, o optimizare a sistemului de parcări din Piatra Neamț. Asta înseamnă o digitalizare a sistemului, asta înseamnă investiții, asta înseamnă să dispară toate rablele din Piatra Neamț, asta înseamnă un teren unde să fie duse mașini, pentru că se va interveni cu un sistem de ridicare mașini, pentru că altfel, democrație, toți trebuie să respectăm legea. Nu putem să invocăm o viață proastă și o societate bolnavă, iar noi în timpul ăsta să încălcăm legea în fiecare zi flagrant. Eu cred că asta e singura soluție. Mai sunt soluții după mine, dar... Care? De popularea sau nu? Bine, nu. Asta se întâmplă acum, fără probleme. Dacă mai continuăm mult așa, se întâmplă. Primesc un mesaj, nu mai are niciun farmec. Lumea te minte în fiecare zi.
E adevărat, da. Ceea, e adevărat. Ceea ce nu se... Frumos! În emisiunea noastră. Domnul Harbăz, toată lumea spune că sunt obsedat de ce s-a întâmplat în trecut. Da, pentru că mă afectează acum și mă afectează în viitor. Haideți să lămurim niște lucruri odată și odată în orașul ăsta. Plânge lumea că sunt datorii pe care le plătește primăria. Nu plânge nimeni că sunt datorii care trebuie recuperate de primărie. Nu, toate sunt în proces de recuperare. În procese. În procese, da. Și ce poți să faci? Eu mi-aș când o instanță... Când o instanță nu e vorba de instanță. Da, nu, că majoritatea sunt în instanță. Nu, este așa. Ai avut, ai avut ceva de făcut. Ai făcut la limita limitei care putea să existe ca adică timp. Adică legii. Da? Sau... Te-ai dus acolo la limită. Cine stabilește că depășit, a fost limită peste sau sub? Ai depășit, după aceea ai făcut în așa fel încât să nu te aperi în instanță sau te-ai apărat de formă și ne trezim că avem, cum se cheamă, manageri la societăți care trebuie să dea bani înapoi. Trebuiau să dea bani înapoi. Și îmi spune cineva, păi s-a prescris. Gândiți-vă că astfel de lucruri se întâmplă. Dar nu mă interesează. Lăsând societățile la nivel local, gândiți-vă că se întâmplă la companii naționale. Dar nu mă interesează. Și vorbim mă de interesează aici. Mii și mii de miliarde, adică vorbim de sute de milioane de euro. Mă interesează milionul care s-a economisit la Salubritas în două luni. Aia mă interesează. Și nu mă interesează. Dar nu s-a economisit. Ba, așa mi-a primar în emisiune. S-a emisiune, numai din... A spus că s-a optimizat. S-a optimizat. Da. Și mă interesează ca economia aia să nu o arunc în mall-ul ăsta care stă aici și consumă bani. Și asta vreau să văd. Asta vrea și primarul, să știți. Vreau să văd și să mi se explice și mie. Și celui care eu se uită aici. Promit că eu cedez joia dacă în rest sunteți foarte ocupat. Nu, pentru primărie oricând sunt liber. Eu vă promit că vă aduc fiecare director de societatea primăriei să vă explice aceste lucruri. Vă rog. Pentru că cu el? Vin și eu, n-am nicio problemă, deși cred că mai îndreptățit ar fi să vină primarul. Eu l-am rugat pe primar să vină cu directorii. Da, probabil că lumea face glumițe și... Dar eu nu... Deci nu, chiar aici nu e de glumă. Apropo de faptul că primarul e ocupat. Dom'le, iar e ocupat și chiar e foarte ocupat. Este inadmisibil să blochezi mereu politic un primar, o echipă din executiv. Adică faptul că cei doi viceprimari sunt suspendați nu face decât să greveze activitatea primarului, să-i mărească efortul de a face față la provocări. Iar... unii consilieri, pentru care pot să zic că mă număr și eu, încercăm să suplinim cât putem, măcar să-i atragem atenția apropo de situații pe care nu le poate identifica de unul singur, pentru că fizic nu poate. Mai ales că nici nu are o experiență administrativă. Nu are o experiență, auziți. Trebuie să știi totuși. Domnul Bălănescu, eu prefer un primar alfabetizat și care măcar are o cultură generală, decât analfabeți care își pun, cum au ajuns primari, încep să-și pună neamurile peste tot în primărie și să gândesc de unde să mai ciupească cât de ceva. Măcar pe Carabela nu poți să-l bănuiești niciodată că s-ar gândi să facă o hoție. Dimpotrivă, eu cred că exagerează prin onestitate. Tot timpul cineva îmi trimite un mesaj acum. Normal, cineva veghează. Că ați făcut mișto, astăzi este ziua primului ministru? Nu, n-am făcut mișto. Nici domnul Harbuz n-a făcut mișto când a spus că domnul Carabela excelează prin onestitate. Da, eu vreau să vă spun doar atât, că pagina 6 a ziarului Mesagerul de Neamț de astăzi vă este dedicată în mod indirect. Pretextul Harbuz l-a lăsat pe Carabela fără viceprimar, se cheamă materialul.
Da, se referă la acel proces de contencios care a fost situația invocată pentru suspendarea celor doi viceprimari. Exact. Dar eu întreb, cine va plăti pagubele dacă... Asta mă întrebam și eu. Ce se va întâmpla în cazul în care toate hotărârile luate în Consiliul Local vor impune anularea? Ce se va întâmpla? Adică oamenii ăștia, în afară de interes politic... Nu poți să anulezi doar două hotărâri. Absolut. Nu poți să ai prima două unități de măsură, că principiul e același. Exact. Deci, oameni irresponsabili. Și despre cine vorbim? Vorbim despre... Că acum vorbesc despre persoane, nici măcar despre partide, că n-are nicio vină PSD-ul, care niște consilieri, unii dintre ei, vai mama lor, sau că PMP-ul e condus de domnul Gavrilescu, care a fost 4 ani viceprimar și ne explică acum ce bine a fost atunci, ce rău e acum. Și lupta în campanie, împotriva neregulilor din primărie. Nu numai, lupta în campanie ne spunea așa, luptă împotriva risipei banului public, exact. Timp în care el era viceprimar. Exact. Păi, ați dorești să fii viceprimar? Fii bărbat, ieși și spune, da, domnule, vreau să fiu viceprimar. Aici a fost bărbat, a spus, vreau să fiu viceprimar. Foarte bine, îi urăm succes. Nu o să fie. Nu o să fie. Nu o să fie. Să încheiem emisiunea în această notă optimistă. Așa. Care? Că nu o să fie. Nu. Sigur, anul optimistă care vreau să chem emisiunea este că noi vom fi sănătoși, raționali și vom înțelege că doar împreună, toți, dacă participăm, putem depăși criza în care ne aflăm, pentru că ne aflăm într-o criză, suntem în vremuri de război și trebuie să reacționăm într-un mod special, în vremuri speciale. Da. Ne oprim aici, oameni buni. A fost doctorul Liviu Harbuz. Am vorbit despre ale noastre, așa, din zona asta, dar nu numai. Vă aduc aminte că astăzi este 1 aprilie, dar noi am fost foarte serioși aici. După cum, să nu uitați, se spune că oamenii născuți pe 1 aprilie sunt oameni foarte norocoși pentru ei și pentru comunitățile lor. Domnul Florin Câțu este născut pe 1 aprilie. Și domnul Teodorescu. Și domnul pentru Teodorescu, comunitatea locală. Pentru comunitatea locală. Vă mulțumim, vă dorim o zi în care să nu fiți păcăliți decât de către prieteni apropiați și într-un mod plăcut. În rest, dacă vreți altceva, mai uitați-vă din când în când la televizor și aveți păcăleli suficiente. Și mai uitați-vă și în oglindă fiecare. Și în oglindă mulți. Și în oglindă mulți. Ne oprim aici. Cele bune, la revedere. Mulțumesc, la revedere.